Prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De fapt, bine v-am regăsit la un vlog pe acest canal, pentru că n-am mai făcut vloguri și cred că n-am mai făcut de mult vloguri. Suntem aici pe această minunată baltă. Bine, acum vedeți și voi apascade și totul se duce, deci nu mai e cine știe ce. Oricum, am zis să fac și un vlog, pentru că știu că n-am mai făcut de mult vloguri. Și am zis, bă, hai să facem un vloguleț așa de seară, să facem o plimbărică, cine știe ce. Și am, na, până la urmă mulți ați cerut. Am crezut că vine vreo mașină. Băieți, nu cred că vreți să vedeți ce e acolo jos, dar hai să vă arăt mai bine. Au, mamă! Bă, e un șarpe care l-a călcat mașina. Bă, păcat, na. Băieți, acum nu știu, nu va fi cine știe ce lume, pentru că până la urmă că eu singur. Și am să-l fac de seară pentru că vreau să mă plimb un pic și să mai fac unele chestii. Nici nu vreau să apar în public foarte mult pentru că chiar nu mi-ar plăcea. Și am văzut că bike vlogul a strâns destul de multe like-uri și vizualizări. Am văzut că v-a plăcut, am văzut că m-ați susținut. Ba mai chiar am văzut că vă place mult mai mult vlogurile, bike vlogurile sau tot ce depinde și ce arată, gen ce se arată cu mine. Gen viața reală decât ce ar trebui ce fac eu pe telefoane sau ce vă arăt, tutoriale, jocuri, chestii. Am văzut că mai multă susținere se află aici. Poate ajunge și noi la numărul de 400 de abonați. Mi-ar plăcea foarte mult. Acum totul ține de voi și mă doare mâna. Nu știu dacă filmez într-o calitate foarte, foarte bună. Nu știu dacă sunt foarte bine văzut. Sper să mă vedeți bine, sper să nu am probleme chestia asta. Țin telefonul și eu, mi-o odihnesc mâna pentru că trebuie să-mi iau un trepied. Bă, sincer, chiar n-am bani de un trepied. Mi-am luat atunci trepiedul ăla, mi-l am luat pentru cameră. Dar vreau și unul pentru telefon, băieți. Și mi se mișcă imaginea, cred că, de la mână, pentru că nu am o stabilitate foarte bună la mână. Deci nu o să fie cine știe ce. Ba chiar uite, copiii se uită la mine de parcă văd un om ciudat pe stradă. Acum, nu știu cât de bine e o calitate, nu știu ce calitate avem, dar nu uitați de un like acolo mare, frumos, și o abonare, pentru că să ajungem și noi 400 de abonați, pentru că ar fi super tare. Și am văzut că vă place. Acum e seara și undeva la ora 8, cam așa, maxim, nu știu sigur, dar nu e cine știe ce. Acum depinde și de voi, depinde și de mine. Nu e nimic schimbat. Deci nu e nimic schimbat în localitatea asta, în satul ăsta. Mai în afară de asfalt ăsta nu e nimic altceva. Sunt doar eu singur. Bine, mai acum 5-10 minute cred că erau mai mulți copii, oameni. Și da, au plecat, s-au restrâns toți. Acum nu o să fac vlogul ăsta foarte lung. Deoarece nu am chef și... Sincer să fiu, e un vlog scurt de seară, e un vlog pentru voi, un vlog așa mai calitativ. Nu știu dacă pot spune neapărat cel mai tare vlog din lume, dar e un vlog destul de mititel, un vloguleț. Se vede și ceva ploaie dincolo, dar nu cred că va ploua pentru că n-a mai plouat de săptămâni, ba chiar luni aproape. Și ar prinde bine un pic. Sper să mă văd bine, sper să am o vizibilitate destul de bună. Acum, băieții, nu am cine știe ce chestii de spus, pentru că nu e un vloguleț în care să fac ceva sau care să mă duc să fac ceva. E un vloguleț mai mult ca să fac o plimbare, să merg și să văd diferite chestii. Acum nu pot zice nimic. Acum mai vin și mașini. Totul e așa, asfalt, asfaltat. Frumos. A trecut mașinuța. Ați văzut-o, băieții, a trecut mașinuța pe aici. Deci asta ar fi toată treaba. Nu pot să zic că e un vlog în care să fac ceva. Să întoarcem înapoi imaginea. Nu pot să zic că e un vlog în care fac ceva. Pentru că acum, sincer să fiu, în satul acesta, nu pot să zic că se întâmplă chestii. Dar săptămâna viitoare, cred că marți, va apărea un video foarte, foarte tare. Asta
depinde de voi dacă vă place aceste vloguri, aceste vloguliețe, și dacă susțineți canalul cu acolo cu un like, ceva, vă părea un episod foarte tare, un vlog super, super wow, adică sper să fie unul bun, sper să nu fie ceva rău, dar vedem ce se strânge aici, ce se va strânge la acest vloguleț. Bine, poate unii de voi să zică, bă, ce-i cu tine, bă, vezi ce urât ești, ce... Bă, băieți, acum nu pot să zic, vă place, nu vă place. Știu că imaginea nu e... Bine, imaginea e bună, dar mâna, gen, să stau să filmez, nu pot să stau foarte bine mișcat. Ar trebui să țin amândouă mâini ca să nu tremure imaginea ca toate, dar nu pot, pentru că mă dor mâinile, băieți, de asta vreau să-mi iau un trepied. Dacă vreți să mă susțineți cu o donație pe un live când voi mai face, o să pun acolo link de donații și o să strâng pentru trepied. Bineînțeles că acum nu o să se strângă donații, pentru că acum depinde cine vrea. Dacă nu o să se strângă cine știe ce donații, o să donez eu singur. Bine, donez eu singur. O să pun eu bani și o să mi-l cumpăr singur dacă nu o să fie treburi dintre astea. Dar abia aștept și na, nu știu ce se va întâmpla. Acum nu știu, hai să ne întoarcem, pentru că nu vreau să mă duc prea departe încolo, că nu are rost și nu cine știe ce. Uite, deja s-a auzit notificare că deja nu mai am memorie, băieți. Sper că mă văd foarte bine, ba chiar nu știu cum se vede, pentru că am telefonul întors invers, filmez cu camera de pe spatea telefonului. Am văzut că sunetul este destul de bun, gen... Ăsta, telefonul, are un microfon destul de bun care prinde sunetul. Am mai încercat să mai fac un vloguleț atunci când m-am dus la pescuit, atunci pe râul ăla. M-am filmat ceva de genul de aici, era ceva genul așa, dar acum am zis să întind un pic telefonul, nu știu, poate mai apropii un pic de față, dar sper să nu fie vreo problemă. Acum, na. Uite, bă, aici o fântână părăsită. Băieți, cine ar vrea să facem aici un magnet fishing? Uite, ce fântână părăsită. Vedeți? Fântâna asta părăsită? Hai să mergem la ea. Mamă, ce-i pe aici? Bă, poate scap telefonul. Ia uitați, băieți. Mamă, este o broască acolo, bă. Uite dacă pot să dau zoom până acolo. A, se vede? E că nu se vede. Uite acolo, băieți, o vedeți? Aia. Dar nu se vede prea bine. E foarte bine pixelată treaba asta, dar asta este. Bă, băieți, cam ăsta ar fi tot vlogul. Nu o să mă mai duc încolo, cam ăsta ar fi toată treaba. Ne vedem data viitoare.